Domnule Mihalcea, suntem pe un trend ascendent în privința numărului de noi cazuri de coronavirus în România. Din păcate, reprezintă relaxarea de sărbători una dintre cauze pentru această creștere? Bun. Noi am avut o relaxare de sărbători care a venit într-un anumit context. Relaxarea nu s-a făcut când aveam un număr foarte mare de cazuri raportate zilnic. Apropo de ce a declarat domnul Stroie, lucru care s-a întâmplat în perioada guvernării PNL, doar pentru a putea avea loc congresul dumnealor, iarăși un element care trebuie să îl reamintesc, aceste relaxări au venit pe fondul scăderii numărului de cazuri, o scădere foarte mare, vizibilă chiar. Acest număr de cazuri va crește, vedeți bine că tendința este de creștere în toată Europa, nu doar la noi în țară. Europa este cu un pas înaintea noastră ca număr de cazuri. Erau binevenite aceste relaxări în condițiile date la momentul respectiv, repet, nu puteam constrânge lumea în condițiile în care vedeau zilnic numărul de cazuri raportate. Așadar, din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al epidemiologilor, nu a fost nimic ne la locul lui. Atunci, cum ne explicăm această creștere, totuși? Este o creștere care ar fi venit oricum. De sărbători știm bine că toată lumea se duce acasă, în sânul familiei, au loc mese mari, 7, 10, 12 persoane. Era inevitabil transmiterea. Știm bine că această nouă variantă, această nouă tulpină a virusului SARS-CoV-2, deși este mult mai contagioasă ca predecesoarea tulpină Delta, nu este la fel de agresivă. Vedem că deși numărul de cazuri foarte mare raportat de țările din Europa, nu avem un număr mare de cazuri spitalizate. De aici concluzia că pare a fi până în acest moment, pare a fi, nu vreau să trag o concluzie pripită, o variantă mult mai ușoară. Renunțarea la măștile textile ne ajută, într-adevăr, și dacă da, de ce? Din meu de vedere, această măsură trebuia să vină încă din primele valuri. Măștile chirurgicale și măștile profesionale FFP2, FFP3 asigură o protecție foarte înaltă. Măștile textile, în schimb, nu oferă deloc protecție, din punctul meu de vedere. Sunt folosite doar pentru a justifica că purtăm ceva și a nu primi amendă. Repet, eu salut această măsură și consider că ea trebuia să fie luată mult mai devreme.